Oare cine așteaptă la Cluj? Unde vom merge? Este o surpriză. Nu vreau cu mami. Ce faceți, băieți? Da! Hai să mergem! Toată lumea eliberează mașina! Pentru că rămânem fără de mașină în oraș! Că vrem aici să petrecem Antoldu. Ce, mergem într-o nouă călătorie? Și un mic incident cu Ionuț. Nici nu vrea să vorbească. Unde mergem? Ionuț, mergem la Cluj. Dis de dimineață, e ora 6 și pornim la drum. Da, și eu. Tati cu Melisa și cu Mircea au intrat în mall să vadă dacă găsesc ceva mâncare și de băut. Oare cine așteaptă la Cluj? Este ceva? Da. O, Melisa, câte ai? Avem atât de multă mâncare. Ce șervețele? Vrei croissant? La așa oră matinală, de mult nu am mâncat. Melisa, ați găsit brownie? Da. Ciocolată. Mulțumesc, parcă sunt biscuiți pentru Mihaela. Băieți, poftim ciocolată. Ce-i drept că e gustoșel, dar cam puțintel. Uite, am cumpărat și niște covrigei cu gust de vin. Covrigei? Vreau și eu. Dar pare tati, are voie să mănânce covrigei cu gust de vin, fiind la volan? Iată, la asta nu m-am gândit. Să întrebăm abonații. Tati, are voie să mănânce așa ceva? Dar până una alta, răniți și abonații, comentarii. Hai, mami, să ciocnim câte un covrigel mai tulburea. La mulți ani! Sus covrigu! Biscuiți Mars? Și așa ceva există? Mie, dă-mi, te rog frumos, un Snickers. Acela îmi place. Bine, am înțeles. Cum e? E mai bun decât ciocolata. Ține. Ține. Hei, băieți, luați-vă de aici două. Dacă voi ați fi de ales dintre Snickers, Mars și Bounty, ce ați alege? Eu desigur că Bounty. Cu siguranță, pentru că ai fost în Punta Cana, iar acolo s-a filmat reclama. Dar mie îmi place Snickers-ul, pentru că are alune, iar ciocolata cu alune este preferata mea. Eu vreau Snickers. Mie îmi place Bounty. Ionuț, Snickers, Bounty sau Mars? Punta Cana. Noi își ridicăm picioarele. M-am pus singur să mă dea o peleagă. Nu cu mami. Nu vreau cu mami. Poți singur? Ce? Ce? Ce faceți, băieți? Ui. Îți place, mă, venim cu dată. Da. Tu ce fel de topogane preferi? Leagăne din astea sau din alea care sau în general topogane cu apă sau gonflabile? Eu plec. Pa, pa. Unde ai fost? Noi facem un castel din pete. Dar cei mai mari ce fac aici pe scaun? Ce ai spus? Ce faceți? Ascultăm muzică. Citind. Eu ascult piesa mea de mine, nu piesa noastră. Ai spălat dinții și ori? Să vadă, Oana, a? Te pregătesc în primul rând, da, uite, o să-ți dea niște mănuși, Simina, da? Mulțumesc, mulțumesc. Așa. Așa, aia sunt foarte bun cu mișina. A, așa, bun, dar să nu vă aveți frică, vă rog.
ochelari cu Mickey Mouse. Da. Mare gurița, mare, mare. Bravo, da, așa ne-am înțeles că spălăm pe dinți astăzi, da? Și sigilăm. Și sigilăm niște măsăluțe. Melissa, ai auzit ce trebuie să faci? Melissa, hai, trebuie să iei saliva, da, cu aspiratorul, da? O să te rog să-i pui apă în pahar. Bun. Așa, de acolo, bravo. Deci, da, de... Nu, prima apă. Bun. Acum pregătim dințișorii pentru steluțe, da? Super! Mare gurița, un pic mai mare. Așa. Vai, Ionuț, ce curajos mai ești! Vai, ce pastă de dinți roșie! Aici este un cocktail care conține 3 paste de dinți. Vai, Ionuț, ce bravo ești! Cât de rapid se curăță dinți! Da, uite ce frumos ce sunt! Ce sunt! Am cu piele, da? Așa. Mai am un pic de spălat aici, da? După care începem să pictăm dințișorii, ok? Ce faci? Bine! Bun, Melissa, să-mi dai un șervețel să ștergi un pic, așa, așa faci pe așa, ștergi așa la gurițe pacientul să fie tot timpul așa, în ordine. Toată lumea doarme strâns, acușa dorm și eu și ajungem repejor până la destinație. Unde, tati? Mai avem încă 10 minute și ajungi. Toată lumea eliberează mașina. Pentru că rămânem fără de mașină în oraș. Oh, cum și ne descurcăm? Chemăm taxiul? Nu, pe jos mergem. Pentru că mașina pleacă la inspecția tehnică. Nu am înțeles. Ce, mergem într-o nouă călătorie? Vom trăi și vom vedea. Și ai plecat, dulce lumină. Și a murit iubirea noastră. Se duce. Se duce, eu nu, doar pentru câteva ore. Revine foarte curând. Ia uitați-vă ce am găsit eu în tulpina copacului. De ce vă țineți? Discotecă, de nasă. Un cercel, de nas. Iată că am ajuns și la autogara Beta din Cluj-Napoca. Cine știe? Poate mergem la Chișinău? Cu autogarul? S-a stricat o mașină. S-a stricat mașina, acum se repară și vine. Ia să vedem cine e cel mai curajos. Arată și mie. Ce să-ți arăt? Mașina s-a stricat. Nu e aici, e la servis. La servis? Da. Hai de cap, nu, ce băiat mare. Mai grei? O gură. Nu? E mai gură. Spune-ne, ce culori vrei să pictăm? Vrei să... Galben? Da. Ok, nu pune căpuțul la loc. Din pupuleții, da? Așa, super. Aspiră-mă, nu stai să lângă limba. Așa. Doamna Oana, toți întreabă pentru ce facem copiilor noștri sigilările astea. Ce fac eu acum? Scutește ca acest copil să nu facă carii 80%. De ce le facem? Pentru că cu aceste măsăluțe copilul stă până pe la vreo 12 ani. Adică perioada este foarte, foarte lungă. Toată perioada asta nu avem carii? Uite, ce avem aici? O girafă, da? Hai să vedem ce papă girafa, papă ceva de aici. Mare gurița? Hai să vedem ce-a păpat Ionuț astăzi. Mare, 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 mare! Da? Deci, rolul părintelui este de a igieniza copilul interdentar în fiecare seară, da? Pentru că periuța mie nu mi-ajunge între dinți. Uite, acolo, serindă, neagră. Ești pregătit să pictăm cu galben? Da. Ok! Vreau un aplicator în primul rând galben, da? Uno! Bravo! Pune-n galben, da? Bravo! Așa, o steluță galbenă este gata, mare, mare, mică. Perfect! Ultima steluță, da, pe partea asta, da? Primești medalie. Ce zici? Ai primit vreodată o medalie? Mm-hmm. Da? Unde? Tot aici. Tot aici? Bravo! Mare gurița? Așa, bun. Mai stat așa mult și gurița deschisă un pic sau spate, zice. Și Oana, vezi, îi grafiază. Ceva cu gust de ce gust are? A ce miroase? A ciocolată, da. A ciocolată? El vrea să o mănânce. Da, da, e foarte delicioasă. Wow, cu pum mai dat. Cu pum mai dat. Bun, dar îmbrățișare îmi dai? Așa. A, și pupic ai vrut să-mi dai, uite, îmi dau masca, vreau să-mi dai și un pupic. Mulțumesc, ai fost foarte cu minte și hai să-ți alegi de aici o surpriză. Așa, bun. Eu vreau să-ți alegi asta, apa.
Ăsta-ți place Fede Afine, da? Sunt bomboane dentare speciale, fără zahăr, vegane, da? Hai că băieții joacă de avați ascunselea prin Cluj-Napoca. Ei, ține acolo. Oh, bravo! Chiar acum am făcut o postare cu dent complet. Ei, voi frumos, apăsați pe like și pe inimioară. A, Melisa vrea să adune inimioare? Pe Instagram cum te găsim? Melisa, Melimi! Iar acum, pentru curajul lor, unde vom merge? Este o surpriză. Hai să căutăm parcare, loc de parcare pentru mașina noastră. Aici 11 locuri libere. Eu nu trag cu căluță, doar că să fie încălzat. Ajungi? Nu ajungi, ia să fac rupă. Hai că... Hai să dă jos copacul. Ce m-aș băga și eu sub jetul ăla de apă? Să mă răcoresc puțin. Ce sunt astea? Măricele! A, acestea? Pilon ceva! Stâmp! Opa! Scuze. Hai mă, să zicem secretul. Hai. De fapt, noi ai venit în Cluj-Napoca pentru că vrem aici să petrecem Untold-ul. Eu nu se vrea, dar nu prea are voie. Copiii... Nu au. Vor avea alte distracții? Uite ce am găsit pentru tati. Alte distracții. Eu mi-am comandat suc de portocale și suc fără dăuțeană. Aici încă se gândesc. Da, sarmale, mami. Tocăniță. Platou flămândului. Tocmai e pentru noi. Se pare că băieții sunt cei mai flămânzi. Wow, cât de bine arată o salată! Cu carne! Vai! Foarte bună! Wow, Mircea! Pane? În cașcaval! Prindem la puteri înainte de Untold! Prindem la multe puteri! Orașul este plin de turiști! Care cred că pleacă la Untold! Împreună cu noi! Haideți! Cu câțiva de noi! Of, Ionuț, la fiecare geam se oprește, întreabă ce e asta. Vrea să-și facă poză. Cred că până la parcare, până la mașină, durează vreo 2 ore. Până hai să mergem. Și eu urmez. Hai că ești. Melisa, ești pe mâini bune, da, Sofi? Da. Se băga 2 degete pentru. El clar va fi doctor. Până o pregătim, te țin în brațe, bine? Un pic, Melisa, spun o pernă, așa. Wow. E confortabilă? Da, da. Așa, okay. Bun, cu asta te rog frumos să o faci pe buze. Cu crema aia, să o faci pe buze. Așa. Și întindem acolo, așa. Așa, așa, ai buze pe lângă. E foarte bine, e foarte bine, da? Eu nu-ți dăm bomboane. De la mami, așa. Te dau mai târziu. Deschid un pic mai mare, 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 mare. Așa, câte ai la Melisa? 11. 11? Ce faceți? Dacă nu mai faceți? Ce paradoxal, Melisa la noi nu a avut niciodată carii. În schimb, băieții, toți, de la mic la mare. O să te vezi că ești super simpatică. Melisa, îi fac o igienizare profesională pentru că ea este... adult aproape, în dentiție este adult și e cel mai bun aparat din lume pentru igienizare. Este și foarte, foarte blând și este, merge foarte, foarte bine la copii și este singurul care îmi scoate toate aceste colorații. Wow! Melisa, ce trebuie să vezi. Așa verificăm că fie spălat perfect. Cam așa s-a spălat Melisa pe dinții de sus. Ce roz îi placă bacteriană mai nouă. Deci o consultație la doctor ne spune tot adevărul despre cum te-ai spălat pe dinți. Exact, da. Uite unde nu ajungi tu cu perița, da? Asta înseamnă că n-ai ajuns aici corect de multe zile. Da? Ok, vezi și aici. Și acum, da? Și acum poți să urmărești, dacă vrei, foarte frumos, așa un pic de la distanță, cum curățăm, da? Și să vezi ce frumos se fac dințișorii. Ce aveți acolo? Dinți? Da, în zonele laterale, da?
aici, ale dinților, lângă ginghie, unde rămâne chestia care ți-am arătat-o eu, mou, da? Așa, aici, se fac niște fete albe, da? Care nu-ți mai trec decât dacă fac eu niște infiltrații și așa mai departe, da? Hai că deja sunt curioasă să văd ce e la Mircea pe dinți. Am aflat că această periuță de dinți are pastă de dinți înăuntru. Da, pe... Da. Și poți să te speli oricând. Ce e interesant! Ața dentară este foarte important să folosim zilnic, da? Mai ales seara o recomand eu. Modul cum o utilizăm, da? Mulți copii și părinți se sperie, da? E foarte important să ținem ața dentară lipită pe dinte, da? După care să ieșim, după care intrăm pe dintele vecin. Și chestia asta, da, Mircea, da, la tine, da? Amândoi, dar zic, la tine am observat foarte dificil, da? Te lipești de fiecare dinte, da? Și ieși pe el, până sub gingie, da? Deci ai, pentru că cariile pleacă de aici, da? Dintre dinți. Asta este singura noastră salvare, da? Ața dentară după care te dinți, da? Am și scris, așa, uite, fă-l acolo și tu curăță-i acolo între dinți. A, așa, da? Bravo, uite ce bine se descurcă Ionuț, perfect, super! Și un mic incident cu Ionuț. Ce ai pățit, Ionuț? A căzut jos. Nici nu vrea să vorbească. Ți-a trecut deja? Da. Hai să spălăm acolo, da? Ionuț, ține bine. Așa, da, trebuie spălăm. E murdar. Așa, gata, nu mai doare, da? Și aici? Wow. Dar unde ai găsit tu noroi? Acolo. La topogan? Gata, las că te usuci, treci. Uite, ștergem cu șervețelul scap, bine? Stai că aici... Mai trebuie să insistăm. Gata! La mânuță ai? Sau nu? Ai și la mânuță! Oi, 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 oi! 7, 8, 9, 10! Hai să-l căutăm pe Matei! Hai, 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 unde? Unde e Matei? Ieșe într-un copac. Ei, da. L-ai văzut? Da. Ieșe într-un copac. Ești trafin? Nu, și acum ce trebuie să te ascunzi? În numărul până la 10. 1, 2, 4, 5. Unde am văzut? Din păcate trebuie să fac 24 de ore pe un tobogan din ăsta, pentru că am rămas blocat în noroi. Și nu vreau să cald. Mă împingi, te rog. Mulțumesc! Am scăpat! Iiii!